Bună ziua, domnul Victor Negrescu, europarlamentar și vicepreședinte al Partidului Social Democrat. Este invitatul meu de astăzi la Puterea Știrilor. Bună ziua și vă mulțumesc că ați acceptat din nou invitația noastră și că sunteți azi alături de noi. Bună ziua și bine v-am regăsit! Încă puțin și intrăm oficial în campania pentru prezidențiale. Cum se pregătește Partidul Social Democrat pentru această campanie? Am văzut... Și-a lansat oficial doamna Dăncilă candidatura, au fost depuse semnăturile. Ce urmează? Pentru noi, cei din Partidul Social Democrat, este foarte important să ne organizăm așa cum trebuie pentru aceste alegeri. Pentru că, de adevăr, la alegerile europarlamentare, Partidul Social Democrat nu a reușit să facă lucrul acesta cum o făcea odinioară. Și în sensul acesta, după cum ați văzut, suntem foarte vizibili în mai toate localitățile din țară, cu panotaje și mai ales cu ceea ce înseamnă pentru noi campania de strângere de semnături, dar și campania de mobilizare în jurul unui proiect pe care noi îl animăm. Mă refer aici la acel parteneriat cu cetățenii cu privire la bunăstarea românilor. Adică, practic, mesajul nostru politic și ce vrem să facem pe mai departe. O invitație să continuăm acele politici pe care le-am implementat până acum, atât la nivel economic, cât și la nivel social. Practic, noi căutăm să ne mobilizăm membrii și simpatizanții pentru a discuta mai mult cu cetățenii. Noi am remarcat de asemenea că aici am avut carențe la alegerile precedente și vrem ca aceste alegeri prezidențiale să fie doar prima parte dintr-o serie mai lungă de momente electorale. Deci să fiți mai aici... aproape de cetățeni, să înțeleg. Corect, corect. Și evident, avem, noi vedem practic un proces. Alegerile prezidențiale, alegerile locale, alegerile parlamentare, trei momente electorale cheie și cetățenii vor decide cu ocazia acestor momente electorale cheie cum va arăta România pe viitor și noi am vrea ca Partidul Social Democrat să fie în continuare principala opțiune a românilor. Aveți așteptări mult mai mari de la această campanie? Nu știu dacă am neapărat așteptări. Am o așteptare din partea, aș putea spune, colegilor mei de a ne implica poate mai mult, de a arăta că, într-adevăr, partidul este unit, că partidul este capabil în continuare să aibă acele oferte și acele mesaje care să atragă pe cetățeni. De aceea eu am vorbit în ultimele luni de o nouă ofertă politică. Adică am militat la ultimul congres al Partidului Social Democrat să adoptăm un nou program politic. Am scris o bună parte din acel program politic, l-am lansat în dezbatere publică. Aș vrea să respectăm ce s-a votat în congresul PSD și să mergem mai departe în această direcție. Și de aceea eu astăzi vorbesc, inclusiv pe plan local, de relansarea ofertelor noastre, inclusiv pe plan local, în așa fel încât să avem inclusiv propuneri pe ceea ce înseamnă dezvoltarea locală. Dacă vom reuși aceste lucruri, dacă colegii vor înțelege nevoia unei relansări, poate și ideologice, dar mai ales politice a partidului, mai departe vom avea și rezultatul scontat. Adică eu cred că dincolo de candidați, cel mai important este ca partidul să se prezinte cu o ofertă politică credibilă și cu o viziune reală și coerentă despre societate. În mare, ce conține acest proiect despre care ați amintit acum și pe care l-ați propus în Partidul Social Democrat? Primul element este ca Partidul Social Democrat să se redefinească ca un partid într-adevăr pro-european. Un partid care militează pentru parcursul european al României, pentru o bună relație transatlantică, adică să se rupă cu acel discurs care deci nu era caracteristic. Distanțarea față de... Eu aș vrea să existe o recalibrare a mesajului nostru și da, pot recunoaște că au existat carențe în trecut despre care am vorbit fără niciun fel de echivoc cu ocazia interviurilor pe care le-am avut, dar inclusiv prin mesajul de a pleca din Guvernul României. Astăzi trebuie să revenim la acest tip de mesaj pro-european, dar de asemenea să fim mai asumați în ceea ce înseamnă viziunea de stânga a Partidului Social Democrat. Adică să explicăm de ce mărim salariile și pensiile, să venim cu politici sociale coerente, să mizăm pe dezvoltare reală, inclusiv prin investiții în infrastructură. Sunt, practic, o serie de măsuri care sunt propuse în acest program politic votat la ultimul congres, care trebuie să definească linia ideologică și politică a partidului, pentru că fără ea pierde din coerență. Adică oamenii sunt social-democrați, dar trebuie să arătăm și noi a Partid Social-Democrat. De aceea, inclusiv în discuțiile noastre, din conducerea partidului, nu am ezitat să spun colegilor mei că dacă suntem singurul partid de stânga din România, haideți să ne comportăm ca un partid de stânga. Ce teme veți aborda în Partidul Social Democrat? Ce teme va aborda în această campanie? Avem o campanie dublă. Campania partidului și campania candidatului. Dublă în sensul în care candidatul are o serie de mesaje, va merge în mod preponderent pe nevoia aceasta de apropiere de cetățean, ideea de a se face mai bine cunoscută ca și persoană, de a populariza, în fine, voința, așteptările și mai ales
tipul de președinte pe care ne-l dorim și în sensul ăsta Partidul Social Democrat a mers tot timpul pe ideea aceasta că un președinte social democrat poate asigura stabilitate, poate asigura echilibru, poate asigura consens, poate asigura mai mult calm într-o lume deja prea zbuciumată, mai ales o lume politică unde practic în ultimii 5 ani ne-am războit în loc să construim, și partea politică a Partidului Social Democrat, unde, așa cum am spus, vorbim de bunăstare, vorbim de nevoia unui echilibru constituțional, de respectarea Constituției, de nevoia de a avea politici care să aducă România la nivelul statelor dezvoltate din Uniunea Europeană. Aceste două paliere merg împreună, evident, dacă vom reuși să menținem în continuare această coerență, cred că putem să obținem un scor bun la viitoarele alegeri, cum a spus, și prezidențiale, dar mai ales locale și parlamentare. Credeți că sunt pregătiți românii pentru primul președinte femeie? Eu mi-aș dori ca românii să fie pregătiți pentru un președinte femeie și sper ca, evident, românii să fie deschiși către oferta noastră politică și, de ce nu, inclusiv ce înseamnă echilibru de gen. Societatea românească a fost o timpă foarte deschisă și, de ce nu, poate aceste alegeri pot demonstra încă o dată deschiderea societății românești față de schimbare, față, de ce nu, un președinte altfel. Da, vă așteptați să aibă impedimente în această campanie, în mentalitatea românilor? Că, iată, o femeie candidează la funcția de președinte al țării. Acum, printre candidații de top, da? Eu am remarcat, din păcate, anumiți candidați care se referă în disputa politică cu candidatul nostru la faptul că avem este o femeie candidat, ceea ce nu mi se pare normal. Eu cred că noi, cei din mediul politic, trebuie să dăm primii exemplu și să arătăm că, într-adevăr, dincolo de gen, e important ce propunem, ce vrem să facem ca și candidați, ca și oameni politici, și sper ca acest tip de retorică, care, nu este tipic în spațiul public românesc, și nu mai e deloc un subiect tabu, de altfel. Eu sper să nu fie un subiect tabu. Din păcate, în continuare este exploatat. Da, mă uit inclusiv la președintele Iohannis sau la alți candidați care se referă la faptul că este o femeie. Nu înțeleg chestiunea aceasta și sper să termine cu acest tip de limbaj. Cum vă explicați numărul mic al înregistrărilor pentru votul în diaspora? Am văzut, în trecut au fost probleme la europarlamentare, acum avem 3 zile de vot la prezidențiale, dar totuși un număr mic de înscrieri. Da, cum vă explicați acest număr alarmant, aș spune eu, 50.000? E regretabil faptul că românii din afara țării nu au încredere în acest tip de mecanism. Nu au încredere că prin acest efort, de câteva minute de a se înscrie, pot schimba modul în care sunt organizate alegerile. Pentru că, așa cum s-a spus, dacă sunt 100 de persoane înscrise, se creează o secție de votare și, mai mult decât atât, pot vota prin corespondență, ceea ce, de asemenea, reprezintă o soluție viabilă și ceva simplu. Acum, noi, cei din Partidul Social Democrat, dincolo de retorica politică a partidelor de opoziție, am modificat legislația în așa fel încât românii din diaspora să poată vota timp de 3 zile, vine, sâmbătă și duminică, ceea ce este extraordinar, și am oferit și această posibilitate a preînscrierii tocmai pentru a crea mai multe secții de votare. Am vrea să evităm și ne dorim să nu mai existe ce există în trecut, acele cozi în fața secțiilor de votare, oamenii să poată vota fără niciun fel de problemă. După cum știți, în legislația propusă, dacă vor fi români care stau la coadă în momentul în care se face ora de finalizare a procesului de vot, acele persoane vor putea vota conform unor criterii clar menționate în proiectul de lege. Deci lucrurile sunt condiții clare. Condiții sunt. Da, am creat practic condițiile pentru ca acest lucru să nu se mai întâmple. Eu sper ca românii din afara țării, și vă spun ca om care a trăit foarte, foarte mulți ani în afara țării, ca un român din afara țării întors înapoi în țară, mi-aș dori ca românii din afara țării să nu mai fie subiect de controverse, dispute sau interese politice și ei să poată vota liber cu oricine doresc. Adică chiar dacă votează alt candidat decât poate acela al Partidului Social Democrat, pentru mine este extrem de important ca ei să simtă că România îi tratează cu respect. Și eu sper că acest lucru să fie valabil la aceste alegeri. Vă așteptați ca de această dată să fie la fel de mare prezența la alegeri ca la cele europarlamentare? Eu cred să fie un val așa. Eu cred că vom avea o prezență. Eu cred că vom avea o prezență similară. Au trecut 5 ani de la alegerile prezidențiale precedente. Oamenii vor veni la vot, nu automat vor avea aceleași opțiuni politice ca la alegerile europarlamentare. Am remarcat că o parte dintre candidați nu prea sunt vizibili și acest lucru mi se pare foarte surprinzător. Adică noi totuși încercăm să mergem prin țară, din județ în județ,
Da, lucrurile merg destul de bine. Mai sunt și dificultăți uneori cu această campanie reală de a merge pe străzi și în discuțiile cu oamenii, dar suntem acolo, suntem prezenți. Eu nu-i văd pe ceilalți, eu sper ca lucrurile se miște, avem nevoie de o dezbatere reală. Adică, ce tip de președinte ne dorim? Ce va face acest președinte în următorii 5 ani? Va căuta acest președinte să facă o reformă a Constituției? Va căuta acest președinte să stabilească un echilibru cu Parlamentul în așa fel încât să putem să construim lucruri împreună, nu doar să distrugem? Va căuta acest președinte să reprezinte interesele României așa cum trebuie în afara țării, mai mult decât interesele personale? Adică, practic, avem nevoie de o dezbatere reală în așa fel încât să fim conștienți ce votăm. Pentru că acum 5 ani s-a votat împotrivă. Odată împotriva Partidului Social Democrat și împotriva candidatului. Un vot antiponta și datorat unor greșeli de campanie, fie acel meeting astronomic de pe stadion, poate și aroganța de care am dat dovadă. Și eu cred că dacă votăm tot timpul anti, nu mai reușim să votăm ceva pentru. Ar vrea să schimbăm această chestiune, sincer să fiu. Pentru că și Traian Băsescu a ajuns tot pe un vot anti-Adrian Stase. Și eu cred că acest lucru nu face bine României. Am putea spune și că la europarlamentare a fost un vot anti-Dragnea, dacă stăm să analizăm... Dacă analizez în detaliu și mă uit la europarlamentare aleși pe lista PNL sau chiar USR, dacă întreb cetățenii pe cine au votat, unii dintre orice, ei... în afară de da, Dragnea. Dar ei nu cunosc candidații. Dragnea nici măcar nu era candidat. Și da, unii dintre ei sunt deja aleși de câteva luni și nu îi văd prezenți în spațiul public, nici măcar online, adică nu înțeleg chestiunea asta. Ești candidat, ești într-o funcție publică, ai această datorie morală de a fi prezent în spațiul public, de a comenta, de a explica, de a fi prezent. Eu sper ca la următoarele alegeri și prezidențiale, și locale, și parlamentare, oamenii să voteze în cunoștință de cauză proiectele politice care sunt prezentate în fața lor. Da, guvernul trece printr-o perioadă sensibilă, aș spune eu, după ce ALDE a decis să iasă de la guvernare. Practic, PSD a rămas singur la guvernare. Cum se descurcă acum? Am văzut. Guvernul are 4-5 ministere lipsă, fără miniștri. Decizia la Iohannis, ce cere o decizie în două părți. Cum vedeți dumneavoastră toată situația și cum se vede din interior, de altfel, situația aceasta? Da, este vreo rezolvare în momentul acesta? Greul guvernării a fost oricum pe umerii Partidului Social Democrat. Adică a fost cei care am purtat lupta, din păcate, politică cu președintele României, cu partidele din opoziție. Am și colectat, da, imaginea negativă și eu cred că Partidul Social Democrat poate duce în continuare, da, această luptă politică pentru ceea ce ne-am propus să facem. Nu este ușor să guvernez cu, cred că, 7 sau 8 miniștri lipsă. Practic, nu 8 miniștri lipsă, ci faptul că președintele României nu dorește să numească interimar sau miniștri plini pe acele funcții. Ambele chestiuni, e important de menționat, deci nu dorește să numească nici măcar interimari, ceea ce nu este normal. Decizia Curții Constituționale, practic, a statuat faptul că președintele este obligat să numească miniștri interimari, pentru că nu putem să lăsăm posturile vacante. Și deși Curtea a decis lucrul acesta, președintele Iohannis, iată, nu numește, spune că încă analizează. Adică un text de lege decis clar, da, de Curtea Constituțională, este în continuare analizat de președintele României, care ar trebui să implementeze acea decizie de îndată, adică imediat. Cum spune dânsul, imediat înseamnă imediat. Și în contextul ăsta, da, practic lucrurile nu sunt în regulă din punct de vedere constituțional sau din punct de vedere democratic. Dar iată că ping-pongul ăsta ne afectează. A început școala și nu avem ministru la educație. Nu mai spun de interne sau deci avem, iar alte ministere grele. Avem într-adevăr dificultăți. Acum, ce se va întâmpla ca să avem o perspectivă totuși asupra viitorului? Vom avea, de principiu, înțeleg, o moțiune de cenzură în săptămânile care urmează. Opoziția strânge semnături. Nu au colectat până în prezent numărul necesar de semnături pentru a câștiga la vot. 233 de voturi. În ciuda speculațiilor, nu au ajuns la această cifră din informațiile noastre. După această moțiune de cenzură, noi credem că, așa cum am analizat până acum, sunt șanse foarte mari ca ea să pice, dat fiind faptul că opoziția nu oferă o alternativă credibilă, adică nu au program de guvernare și nu au premierul pe care au de gând să-l propună. Adică nu știm acum ce propune opoziția. Circulă, de altfel, astăzi chiar am văzut că circulă o variantă de guvern a liberalilor cu domnul Ludovic Orban premier. Okay. Eu cred că liberalii n-au suficiente voturi să țină guvernarea. Deci au nevoie de 4 sau 5 partide, 5 partide în jurul unui guvern al opoziției. Și în contextul ăsta,
Eu văd puține șanse ca să avem un guvern format într-un timp foarte scurt. Adică noi am preferat să mergem totuși pe o chestiune ce ține de stabilitate. Ok, guvernarea cu bune și cu rele, pe care trebuie să le admitem, trebuie să continue, mai ales în acest moment electoral. Avem alegerile prezidențiale, în momentul în care avem o bătălie electorală, este important să avem un guvern stabil care organizează și alegerile, cum ați văzut, alegerile europarlamentare, totuși, dincolo de problemele din diaspora. De principiu în țară au fost lucrurile calme, deci o parte din lucrurile au fost menținute în zona de echilibru. Deci avem nevoie de un guvern stabil și după alegerile prezidențiale putem discuta eventual de schimbare, dacă va trebui, sau dacă va câștiga candidatul Partidului Social Democrat, să continuăm cu un nou premier și cu un nou program politic. Deci avem timp și pentru asta. Adică eu cred că nu trebuie să sacrificăm stabilitatea țării pentru anumite interese de moment. Adică dacă pică guvernul, eu cred că nu se va întâmpla la mijlocul lunii octombrie, când va fi votată moțiunea, practic avem două luni de campanie electorală. Nu cred că un nou guvern e capabil să preia guvernarea, să facă tot ce înseamnă organizarea legilor, să asigure stabilitate. Eu cred că nu e momentul oportun pentru România, dincolo de opțiunile politice, de a face o schimbare de asemenea amploare. Și care e soluția PSD-ului la ceea ce se întâmplă acum în guvern? Da? Ce intenționați? Deci, în primul rând, pentru noi este important ca președintele să respecte decizia Curții Constituționale, să numească miniștri interimari și, evident, să se pronunțe asupra propunerilor de miniștri plini în termenul rezonabil care este prevăzut de deciziile Curții și de Constituția României. După ce vom avea moțiunea de cenzură, discuțiile purtate la nivelul Partidului Social Democrat ne împing la o soluție pe care personal o susțin foarte, foarte deschis. Să mergem în fața Parlamentului cu o reorganizare a ceea ce înseamnă Guvernul României. Deci o restructurare. Cu mai puține ministere, cu miniștri asumați, foarte puternici, foarte bine pregătiți, cu un nou program politic, un nou program de guvernare, cu elemente deja cunoscute, dar și cu noi elemente adaptate zilei de astăzi și să, într-adevăr, să relansăm ceea ce înseamnă oferta noastră guvernamentală. Asta mi-aș dori să se întâmple. Evident, după moțiunea de cenzură, putem să discutăm mai mult cum va arăta această nouă formulă pe care vrem să o propunem la nivel guvernamental. Dar ați discutat la restructurare câte ministere ar rămâne? Da, a existat o discuție la nivelul conducerii Partidului Social Democrat despre posibilitatea de a avea un guvern cu 19 ministri plus premier, adică 20 de persoane, 19 ministri, 19 ministere, practic să avem practic un guvern mai suplu, mai puțin demnitar și și acest lucru este extrem de important și mai ales ca oamenii să identifice care sunt direcțiile și asumate de fiecare membru al guvernului. Pentru că am remarcat, acum cu un număr mai mare de ministere, poate domeniile nu sunt foarte clare, poate unii miniștri nu sunt suficient de bine cunoscuți și ar fi bine totuși să întărim echipa având un executiv mai eficient. Și celelalte ministere rămase pe din afara guvernului, să zic așa, ar urma să dispară sau ar urma să intre în... Evident că vor fuziona, vor intra, exact. Deci sunt multe activități care de principiu erau organizate în comun. Și s-a discutat și despre ce ministere? Nu s-a intrat atât de mult în detalii. Evident, există o schiță de principiu, pentru că totuși au mai fost guverne anterioare și cu un număr mai mic de ministere. Sunt ministere compatibile între ele și există tot timpul soluții alternative în așa fel încât să acorzi prioritate fiecărui domeniu. Adică nu asta este problema. Important este însă să venim cu un nou program de guvernare, cu un guvern eficient și cu miniștri asumați și foarte, foarte bine pregătiți pentru posturile pe care le vor ocupa. Revin la prezentarea mea anterioară și spuneam de ALDE că ai plecat de la guvernare. În ce relație mai este acum PSD cu ALDE, cu domnul Tăriceanu? Partidul Social Democrat... Fost partener de coaliție. Partidul Social Democrat nu a dat ALDE afară de la guvernare, ci președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a decis să iasă de la guvernare. Aparent singur, dacă stăm să ne uităm și la ce a urmat după. A spus dumneavoastră foarte bine. Din ce am remarcat noi, foarte mulți din colegii noștri din ALDE consideră că această decizie nu este una corectă și au decis să creeze, remarc în ultimele zile, un nou grup politic, probabil și un nou partid politic liberal, cu care, evident, dorim să colaborăm. Am propus o parte din acești colegi inclusiv să ocupe funcții în executivul României. Ne vom ține de promisiune
Pe plan local colaborăm foarte bine cu majoritatea partenerilor din zona ALDE și eu cred că timpul le va rezolva pe toate. Eu cred că în politică nu este loc de orgolii, este loc de oameni asumați care, evident, înțeleg că, dincolo de interesele personale, este important să rămâi credibil și să respect promisiunile pe care le faci. Deci să înțeleg că PSD colaborează cu ALDE, dar nu cu Călin Popescu Tăricianu pe persoană fizică. Cu mulți colegi din ALDE. Domnul Călin Popescu Tăricianu, dacă dorește, evident, să poarte discuții cu liderii Partidului Social Democrat, eu cred că se pot purta discuții. Adică noi n-am plecat supărați. Noi doar am remarcat că dânsii au plecat de la guvernare un pic supărați. Da, credeți așa în ce a spus Tăricianu? Decizia lui de a ieși de la guvernare, motivele pe care le-a invocat, sunt reale? Nu știu, nu am înțeles foarte clar care sunt aceste motive. Dacă am înțeles că dorea să candideze, dar până la urmă nu mai candidează, adică dacă era legat plecarea de candidatura lui, adică puteam înțelege, era un obiectiv politic al partidului pe care le prezenta. Dar dânsul a și renunțat la candidatură. A și renunțat. Ba susțin, ba nu susțin un candidat independent. Ba e liberal la cel candidat independent, ba nu este liberal. Ba e susținut de Călin Popescu Tăricianu sau de Norica Nicolae. Adică nu prea înțeleg foarte clar ce s-a întâmplat în ultimele săptămâni. Dar evident, dar aveți o bănuială? Încerc să nu mai am bănuiel. Doar ce remarc cu oarecare tristețe este că acest parteneriat era unul viabil, a produs multe rezultate pozitive prin ce înseamnă politica guvernamentală și cred că, dincolo de diferențe, puteam să continuăm împreună făcând acele modificări de care fiecare avea nevoie. Dar cu Victor Ponta ce relație are PSD-ul? Sau are vreo relație? În conducerea Partidului Social Democrat am avut o discuție pe acest subiect, au mai fost mai multe voci, o parte susținea o colaborare cu Pro-România, dar larga majoritate a colegilor mei au decis că nu este oportună o astfel de colaborare în prezent, dat fiind faptul că Pro-România de principiu s-a creat ca și partid ce a căutat să practic să ia membrii de la Partidul Social Democrat și s-a consolidat luptând împotriva Partidului Social Democrat. Noi nu înțelegem lucrul ăsta. Dacă ești votat pe lista Partidului Social Democrat în 2016, nu poți să critici Partidul Social Democrat 2 ani mai târziu, dintr-un anume motiv, de multe ori personal. Atunci am considerat că la momentul de față nu este oportună o colaborare. Dar timpul ne va spune care este direcția cea bună. Am văzut că mai nou domnul Ponta și-ar dori un guvern pro-România PSD-ALDE. Cel puțin din ce a declarat în ultima perioadă. Da, eu cred că inima multor dintre... A rămas roșie. Da, este în PSD, eu am mai spus-o, da. Eu cred că, da, Pro-România nu este de fapt o alternativă la Partidul Social Democrat. Este un partid compus din oameni din PSD... Supărați, care, la un moment dat. Vom vedea ce spune în timp, dar dacă vrei să votezi un partid social-democrat, vrei să votezi un partid de stânga, votezi Partidul Social-Democrat. Eu cred că asta este singura soluție viabilă. Pe final, aș vrea să discutăm și despre propunerea doamnei Rovana Plumb, drept comisar european. Propunere care am văzut că a strânit un val de critici, cel puțin în rândul opoziției. Ce urmează formal după ce Comisia, știm că a propus-o drept comisar european pe portofoliul de transporturi? Ce urmează? Deci a existat o întâlnire la nivelul comisiei, așa cum a fost ea propusă. Candidata din partea României urmează, evident, să își pregătească o prezentare pe care o susține în fața comisiilor de resort, Comisia de Transporturi și Comisia de Mediu. Va susține o prezentare și va prelua mai multe întrebări, undeva la 25-26 de întrebări din partea membrilor acelor două comisii. Va răspunde acelor întrebări. Și ca urmare a acestei discuții, membrii comisiilor vor urma să pronunțe asupra capacității candidatului nostru de a ocupa acest portofoliu de comisar pentru transporturi, un post foarte important, mai ales pentru România, care dorește să acorde o prioritate acestui domeniu al infrastructurii. Cu ce ajută România faptul că avem un portofoliu pe transport? Eu cred că e foarte important, pentru că știți, se vorbește de foarte multe ori despre resursele financiare disponibile la Bruxelles pentru transportul pe care nu le-am accesat, din păcate, în trecut, de coridoarele paneuropene care poate au fost trasate în mod corespunzător în unele cazuri. Deci sunt multe lucruri care pot fi discutate și un comisar care înțelege estul Europei foarte bine, nu doar România,
poate ajuta să dezvoltăm infrastructura și în această parte a Europei, pentru că dacă avem un echilibru, un punct de vedere al dezvoltării infrastructurii în ambele zone ale Europei, toată lumea are de beneficiat. Deci avem nevoie de mai multe conexiuni est-vest, dar și nord-sud, adică conexiunea între România și Polonia este aproape inexistentă și, din păcate, aici putem să facem foarte multe în perioada următoare. Cum v-am spus, va susține această prezentare coordonatorii grupurilor politice, adică liderii grupurilor politice din acele două comisii, vor discuta. Candidatul trebuie să obțină 2/3 din acele voturi pentru a merge mai departe. Dacă nu va obține 2/3 din acele voturi, îi vor fi adresate întrebări în scris la care trebuie să răspundă. Dacă eventual răspunsurile nu sunt cele dorite, ar putea fi o a doua audiere, nu e obligatoriu. Și dacă în acel caz chiar lucrurile nu merg așa cum trebuie, atunci se va solicita o altă propunere. Ce este clar, cât ar dura toate procedurile astea? De principiu, toată procedura trebuie să fie încheiată până pe 10 octombrie. Undeva pe 26 octombrie, sper să nu mă înșel, va fi votul în plen. Dacă un candidat pică, între 10 și 26 ar trebui să facă audierile. E vorba de o negociere la nivel european. Adică nu e vorba aici despre România, da? E vorba despre o negociere între grupurile politice. De principiu, dacă pică un candidat social-democrat, de multe ori pică și un candidat de dreapta sau un candidat de centru și atunci grupurile politice de obicei nu și invalidează candidații pentru a nu ajunge la o astfel de situație. După cum ați văzut, sunt și alți candidați, cu probleme. Da. Și, candidatul Franței, iată. Da, sunt mai multe spețe și da, eu cred că în final negocierile politice la un nivel mai mare vor rezolva problema și se va merge pe actuala formulă prezentată de viitoarea președinte a Comisiei Europene, care înțeleg ține foarte mult la echipa propusă și și-ar dori să nu pice nimeni în comisiile de resort. Dar a luat PSD în calcul, ne-am rău înainte, a luat PSD în calcul și o altă variantă? În cazul în care doamna Rovana Plumb nu va trece de comisie. Noi am făcut istar două propuneri, nu? Rovana Plumb și Danica. Poate fi o soluție viabilă să mergem cu tine pe acele două propuneri. Poate va exista o discuție ulterioară, dar noi mergem pe varianta că Rovana Plumb va trece. Dat fiind aceste negocieri care se poartă, cum am spus, între grupurile politice la nivel european. Domnule Victor Negrescu, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră ca de fiecare dată alături de noi și vă așteptăm cu mare drag pe la noi.